deschidem festivalul cu niște puși foarte interesanți, pe care am, cum să zic, onoarea, să spun, să vi prezint. Eu i-am cunoscut săptămâna trecută. Sunt câștigătorii Buvii, adică festivalul de trailere de carte care are loc în licee de 3 ani la rând. Aproximativ. De fapt, anul acesta a fost a noua ediție, iar noi participăm de 3 ani la rând. Iar în fiecare an am câștigat diverse premii. Numai că anul acesta am câștigat marele premiu, general. Deci ați luat premii 3 ani la rând, dar acum ați luat Oscarul. Da, Oscarul Buvii. Buvii, așa. Bun, tu ești, mai prin cum spune cum te cheamă. Eu mă numesc Ionuț Ochea. Și sunt regizorul și fondatorul echipei Arcadia Studios. Care câți membri lucrează? Sunteți mai mulți? Ia numărați-vă și la ora actuală, cred că suntem 12? 12. 12 membri. Sunteți mai mulți decât la Zeafet. Bun, și ce înseamnă echipa asta? Ce înseamnă echipa? Tu ești, am înțeles, capi de tutti capi, da? Regizorul, da, capi, da. Scenaristul... Regizor, scenarist, producător... Omul care spânzură oameni, vedem mai încolo, oameni, la da, propriu. Acolo și, da. Și mai departe... Avem aici, alături de noi, cameramanul, actorul principal în filmul care a câștigat marele premiu, Mario Vișo Ionuț. Cameramanul îl cheamă Artur Codrea. Ioana Cârlescu, actrița principală din film, dragul nostru editor, Sebastian, care se chinuie la acolo la laptop să proiecteze pe ecran. O să vedem și ceva. Vedeți dacă auzim. Alta actrița noastră pe care o să o vedeți spânzurată în film, Isabela Savu. Gheorghe Sabin, care și el va fi spânzurat în film, veți vedea. Erica, la fel, spânzurat. Da, deja o să vedeți că vor fi foarte mulțumesc spânzurați. Vă veți obișnui. Păi da, rolul în echipă ăsta e? Da, deci de fiecare spânzurat. Deci cameramanul spânzurat, unul spânzurat. Spânzurat 2, spânzurat 3, da. Deci aveți echipă 12, dintre care 4 spânzurați, ok. Da, mulți actori. În orice caz, purtăm mai multe pălării în această echipă. Pentru fiecare task care este de făcut, există un om la momentul potrivit. Ne împărțim rolurile. Adică un actor nu este doar actor, este omul la nevoie. Când apare o problemă, fiecare sare cu ce poate ajuta. Și nu în ultimul rând, Samira, care este la fel pe imagine, cameramană, și actrița noastră, Maia Prodan. Care și assistant producer. Care este script supervisor. Script supervisor. Deci v-ați luat rolurile în serios. Bun. Ce înseamnă proiectul ăsta Buvii pentru voi? Ați spus că participați de 3 ani. Cum se face? Explicăm. Da, deci voi sunteți de la liceul economic, da? Da. Și vreți să participați, să faceți un trailer de carte. Care sunt pașii pe care trebuie să-i faceți? Vă alegeți voi cartea, sunt cărți propuse. Cum se fac înscrierile? Adică, du-mă prin tot procesul ăsta, care sper să nu fie la fel de anevoiesc ca în instituțiile românești, fie ele și culturale. Procesul nostru este unul puțin mai complex. În fiecare an, în septembrie, chiar în această lună, începem un casting în care găsim noi talente prin liceu. La acel casting lăsăm pe fiecare să-și prezinte o scenă, un moment, o poezie, dacă vrea. Apoi selectăm pe cei mai buni, cei mai talentați. Cine decide? Păi... Este un jur de preselecție. Te rog frupă, e așa, zic cu cap cu coadă. Mai departe... Zi-mă cine e juriul, lasă. Juriul? Ah, ok, ok, trebuie să dau acum din casă. Juriul este format din mine, din... Din Ionuț. Ionuț 2. Și din alți actori aleși de mine personal, la momentul respectiv. Ulterior producem un mic scurtmetraj prin care îi familiarizăm cu procesul de producție. Ce înseamnă să faci film la liceu. Iar apoi în martie, luna martie,
când se deschid înscrierile Buvii, formăm echipa finală, formată din 11 oameni, cu care ne înscriem în aplicația Buvii și așteptăm prezentarea cărților. Buvii, apoi... din partea lor. Da? Cărțile sunt alese de Buvii. Sunt 5 cărți în fiecare an, pe care noi le prăsfoim, le evaluăm, iar apoi ulterior alegem o carte. În momentul alegerii cărții, sperăm să prindem carte pe care ne-o dorim. Dar în niciun an nu a fost cazul. În fiecare an ne făcusem un scenariu, aveam o idee care plecam. Voiam să... Deja anul trecut a fost o poveste interesantă în care ne-am luat și recuzită, costume. Am cheltuit o parte din banii de buget și când să alegem cartea, am rămas fără carte. Am prins o carte complet diferită, cu o temă complet diferită și a trebuit să improvizăm, ar trebui să ne adaptăm. Și să ne punem la încercare creativitatea. Explică-mi, te rog, ce înseamnă să prinzi o carte. Da, deci sunt 5 cărți, în poți să mi-ai spus de Buvii. Da. Da? A prinde cartea ce înseamnă? Este un timer descrescător și liderul din aplicație trebuie să apese pe carte și să dea butonul de selectare. Am înțeles. Și pe fiecare carte este un număr limitat de locuri. Dacă nu am intrat în acel număr de locuri, rămânem cu altă carte. Și voi să înțeleg, ați aplicat un pic mai târziu pentru că asta să răsfoiți cărțile? Sau... Nu. Momentul respectiv este la milisecundă. Am înțeles. Este 000 și când s-a făcut 000, toată lumea, în toată țara și din afară, apasă pe același buton. Și care apasă primul, care are internetul mai bun, care are norocul. Care are lag mai mare. Da. Bun. Și din cele 5 cărți propuse anul ăsta, care v-a atras pe voi și ce v-a picat? Hai să trecem prin povestea asta. Noi am fost să ajungem după aia la trailer. Noi am fost atrași de cartea Biblioteca de la miezul nopții, care este despre o tânără adolescentă care îi moare pisica, intră în depresie, se sinucide și apoi se trece într-o bibliotecă unde... De ce ne zi? Povestește tot, te rog. Nu știu. Nu, mi se pare amuzant. Subiectul cărții, da. Este puțin haotic subiectul cărții. În orice caz, este o poveste fantastică despre reîncarnare și alternativele vieții unui om. A doua noastră variantă era Cartea Magicianul, după care am făcut și trailerul, care este despre viața lui Thomas Mann, mare scriitor din perioada interbelică, antebelică și chiar postbelică. Este pe care nu voiați. Pe care nu o voiam așa de mult, pentru că avea 500 de pagini și era roman stufos. Și oricum, Thomas Mann, de citirea Liceu, mie unul mi se pare destul de greu. Adică da, este o carte destul de grea. Bun, și v-ați trezit cu Thomas Mann în brațe. Da, și ne-am trezit cu Thomas Mann în brațe. Ce să facem noi cu Thomas Mann? Când ne-am apucat să citim cartea, am mers pe la pagina 100-150, cu greu, ne-am dat seama că povestea nu merge nicăieri. Ce facem? Nu avem acțiune. Bine, cartea este interesantă, este o biografie. E interesantă de citit. Dar pentru a ecraniza-o, avem nevoie de acțiune, avem nevoie de puțin impact. Niște flăcări, niște explozii, niște împușcături. Este nevoie de puțin spânzurat, exact. Și ce ne-am gândit? Să surprindem atmosfera cărții, ideea cărții, lumea lui interioară și să o metaforizăm într-un film. Și asta am și făcut. Majoritatea scenelor din acel trailer nu apar în carte. Reprezintă lumea lui interioară pe parcursul romanului, evoluția lui. Deci ați încercat, este un fel de bildungsroman. Ați încercat ceva mai interesant, să luați din atmosfera cărții, da, dacă n-ați găsit scenele propriu-zise, și să recreați voi chestia asemănătoare acelei atmosfere. Exact, da? Exact. Lucru mai complicat, dar poate și mai bine punctat, încă de-aia ați luat și primul cel mare. Bun, va veni Thomas Mann, ați ales cartea. Sunt sigur că am mai stat de vorbă și săptămâna trecută. N-ați putut să o dați toți până la capăt, că e de înțeles. Dar cum v-ați împărțit treaba efectiv de muncă?
explicăm direct de la script, domnule, o să avem aici flăcări, o să-i spânzurăm pe ăștia, o să aici intră domnul scriitor cu flăcări în spate, eu mă mir că nu-i ars, la ce o să vedeți cât de curând. La parte de scenariu, le-am dat temă tuturor să citească cartea. Câți au reușit? Că, sincer să fim, e o carte grea. Iar apoi m-am sfătuit cu toată lumea, dar în special cu colega mea de la scenariu, Maia, legat de ce scene să alegem și să le introducem în film. Iar apoi am folosit tactica mea de a scrie pe o tablă cu marker linia acțiunii. Fiecare trailer pe care l-ați văzut în cinematografe, pe internet, înainte să vedeți un film blockbuster sau orice film ieșit nou la cinema, are o linie acțiunii. Are un scenariu destul de bine pus la punct schematic. La început oricărui trailer trebuie să fie o deschidere puternică. Apoi acțiunea crește, este matizată expozițiunea, primul act, ajungem în al doilea act, în care apare intriga, iar al treilea act este foarte mult acțiune, suspans și se termină cu o întrebare întotdeauna. Și am făcut asta. Am prezentat pe tablă schema și ne-am gândit ce scene să punem pe fiecare moment. Încercăm să-i... Ne ajută colegii de la Cărturești cu lumina, vă rugăm. Daniela? Ok, mai stăm două secunde până vine bezna peste noi. Opa, a? Un pic mai bine? Păi n-ai cum, că ai lumină naturală. Trebuie să stăm până pe la 8 dacă vrei să-l prezentăm. Cât se poate. De gând să scrie cărți despre noi. Soțul meu are lucruri mai importante de făcut. Și eu, frate, mi-aș dori faimă pe scenă, călătorii distrați, dar și o familie stabilă. Dacă știam că ai vedere antisemite, nu te-aș mai fi primit în casa asta. Tu nu-ți dorești mai mult decât ce ai. Nu. Nu am deloc vedere antisemite. Ești o formă de viață inferioară. Te pozează ca genere. Sora dumneavoastră, Carla, a murit. S-a sinucis. Tu ești unic printre noi. Thank you.
Mulțumim, mulțumim. Hai să trecem la domnul actor, te rog. Doamne. Faza foarte mișto e că ce ați văzut aici nu au fost efecte speciale, chestii de alea luate de pe net, am vorbit cu ei. Deci focul a fost foc. Cei spânzurați, eu am crezut inițial că sunt niște manechine. Se vede aici că sunt, e foc. Sunt... Loopers. Hai să lăsăm și... Haideți! Ce sticlă, mă? Auzi, asta e melodia finală? Vreau să schimbă melodia. Acolo e din tacul. Ok. Da. Spune-mi, te rog, cum a fost cu flăcările alea în spate? Adică, mie mi se pare că sunt foarte aproape. Și păreai destul de stresat. Adică și jucai stresat, dar păreai și destul de stresat. Păi, nu știu, ideea scenei era inițial să nu am treabă cu flăcările din spate, dar e destul de greu când ai 3 rafturi de lemn care ard în spatele tău din cauza 2 sticle pline de benzină și petarde. Da? În fine. Mie mi-a fost inițial, adică atunci când s-a filmat, mie mi-era frică de fapt de explozia din spatele meu. Mi-era frică că o să surzesc. Deci asta era frica mea. Nu eram chiar așa aproape de focul ăla. Adică a fost o scenă în regulă, jucabilă. A fost și voi supravegheați? Da. Oarecum. Da. Părinți, profesori? Părinți, profesori, coordonatori, da. Măcar atâta. Să știi. Am văzut acolo sânge, împușcături, chestii, că de unde recuzita? Și de unde au niște liceni acces la uniforme naziste, iar dacă trebuie. Recuzita o parte cumpărată și o parte împrumutată de la Teatrul Bulandra. Da. Ia. Păi, cu ajutorul mamei mele, cu bună ziua, așa, de colo-colo, am reușit să ajungem la Teatrul Bulandra, la casă de recuzită și să împrumutăm niște uniforme naziste. Și arme? Apropo, arme... scena cu focul, până să ajungem arme, acolo sunt niște cărți, nu? Care ard. Oricum, legat de arme și anumite decorații pe care le vedeți pe cei naziști, eu am o colecție foarte mare de decorații naziste, comuniste, regaliste, etc. Și arme de panoplie. Și asta ne-a ajutat să mai suplimentăm recuzita. Legat de focuri și explozie, cum spunea și Andrei, fiecare flacără, fiecare explozie, fiecare... Bine, sângele nu era fals. Ăla măcar nu. Dar în detaliază, te rog. Sângele nu era fals. Aproape tot. Dar în principiu orice fel de explozie... Nu, stai, nu trece mai departe. Cum adică sângele nu era fals? Nu, ziceam... A, pardon, sângele era fals. Pardon, am dat-o inversă. Am zis invers. Dar nu. Mare parte în sânge era fals. Mare parte era fals. Acum că... Mare parte? Acum că unii dintre ei au mai căzut pe acolo prin... s-au mai accidentat, asta se mai întâmplă. Dar... am asigurare de viață, ok. Și la faza cu spânzurații? La faza cu spânzurații, fiecare dintre ei aveau hamuri pe sub haine, pe sub acele zeghe de evrei. Și erau atârnați de încă o funie mascată în spatele funiei cu laț. Totul era de cameră. Și după cum vedeți, sunt încă aici, sunt în viață, deci... Păi n-avem de unde să știm că nu li se văd fețele. Poate ai luat alții acolo între timp. Li se văd la momentul dat. Dar bine, e proiectorul puțin mai... Și lumină naturală. Mergem pe încredere. Okay. Mergem pe încredere, da. Bine că nu i-a găsit. Bine că nu i-a găsit nimeni, bine, sunt îngropați. Bun, și cât timp? Filmarea a durat mai mult de o zi? Sau? Filmarea a durat aproximativ o lună. Ah. Da, a fost o lună de producție. Am filmat în mai multe locații și în afara Bucureștiului. Am filmat și la Muzeul Bacovia, Casa Memorială Bacovia. Am filmat și la Liceul Adventist. Adventist se numește, nu? Adventist. Unde mai filmat? Am filmat și într-o casă a... Cum o chemă? Și mai cum? O mare artistă numită
Marinescu, am uitat numele complet. Și în orice casă, acea casă era ca un muzeu, dacă ați văzut acele scene de început, în care colegul meu, Robert, colegul meu, Robert, o întreabă pe Ioana dacă soțul ei mai scrie cărți despre ei. Acea scenă este filmată în acea casă, care este, sincer să vă spun, exact ca un muzeu, plină de opere de artă, sculpturi și artefacte. Buget? De bugetul, la voi? A spus... Bugetul a fost chetă. Parțial din chetă, parțial din buzunarul meu și niște donații. Foarte în total am ajuns pe la 2000 de euro. Buget. Și de unde pasiunea asta? Adică voi, tu ești de unde pasiunea? Deci, după bune. Da, mă, vrem să facem... Nu neapărat, că nu... Asta e cea mai bună întrebare. De unde? Presupun că nu... nu v-ați dus neapărat să luați un premiu. Ați vrut pur și simplu să... Din pură pasiune. Cu atât mai bine, evident, că ați luat și premiu și v-a pus așa un pic pe hartă, adică v-a apreciat munca. Pasiunea a început acum 3 ani, când pe atunci eram fotograf și m-a abordat profesoara mea de română de pe atunci să particip la un concurs numit Buvi. Ok, ce-o fi Buvi? N-am ascultat de detaliile, că eram ocupat cu altceva, dar am spus da, ok, particip. Ideea inițială era să particip cu rol de actor. Dar ulterior am ajuns să și filmez, am ajuns să regizez și am fondat toată echipa. Și suntem în acest moment datorită faptului că n-am renunțat. Tu între timp acum ai terminat liceul, ai intrat am intrat la facultate. Și ce se întâmplă cu... Mergeți mai departe? Acum vom merge mai departe. Vom merge mai departe de Buvi, vreau să mergem către TIF și apoi către Cannes, în Franța. În aceeași echipă. În aceeași formație. Foarte mișto. Bun, ați făcut filmarea care a durat o lună, am înțeles recuzita. Urmează partea cea mai dificilă din... Vă spun din cei care știu și mai fac decât chestii video. Urmează partea de montaj. Partea aici, de montaj. Dacă putem să stăm de vorbă un pic cu... Adică, ți-am spus și când ne-am văzut prima dată, tu sigur vei avea de muncă. Da, normal. De aici restul mai vedem, cu actorii, regizorii, se mai găsesc. Da. Dar de oameni de montaj e nevoie tot timpul. Poftim? De oameni de montaj e nevoie tot timpul. Zi-mi, te rog, povestește-mi cum ai ajuns la montaj deci, video. Deci, cam de obicei, de fiecare dată când terminam de filmat ceva în ziua respectivă, ajungeam, luam cardul din cameră și îl băgam în laptop. Și îi făceam colorizare și cam atât. În rest... Da, da, da. Cum eram acolo la perioadă, nu știu dacă ați văzut poza la sfârșit acolo. Stați să văd dacă o găsesc. Nu micii, da. Eu am crezut că ardeau cărți acolo, mă. Uitați. Se vede cam prost pe proiector, dar... Da. Stăteam și editam cam oricând prindeam cel mai mult. Ok, și unde ai învățat? În ce editezi și unde ai învățat? Ai învățat singur chestia asta? Da, am învățat singur. Dacă vreți să vă spun de la început totul dintr-o pasiune. Am învățat, mă uitam pe YouTube și totul mi-a venit așa, nu știu, să mă distrez într-un fel sau altul. Și am început cu Sony Vegas, după am trecut la Premiere și acum pe DaVinci a fost făcut filmul. Din câte știu, e cel mai complex la editare. Da, dar e cel mai... Premier. Am înțeles. Hai, spuneți-mi niște pățanii de la filmări, că pozele cu micii și cu cârnații am văzut. Poate îmi ziceți faza aia cu sângele, care a fost mai mult fals, dar... La un moment dat, era o scenă în care trebuiau să fie niște evrei bătuți de naziști. Problema este că e venit să-l la Adidas. Evrei? Evrei. Adidas Nike, Adidas trage-mă dublă, mă uit pe filmare și văd Adidas, prefetorizanți și spun, nu, stop, toată lumea descălțarea, în șosete. Trage-mi o dublă, șosete colorate, roz, verzi, stop, șosete de jos. Iar dublă, prea curate picioarele, l-au zis și pământul, dar repede. Și într-un final... Din cauza unor cioburi care erau pe acolo pe asfalt, unii dintre ei au ajuns să se rănească superficial în talpă. A, da, și ciulini. Da, bine că ai menționat.
În orice caz, toată lumea a fost bine, aveam trusă medicală, aveam o supraveghere, mai mult sau mai puțin. Aia cu o sticlă, prop. Da, normal, normal. Eram plecați la un ajutor de-al nostru din familia mea, ne-a oferit un loc de filmare la Bacău și ne-a dus o sticlă neagră, pentru că la un moment dat se sparge o sticlă și sticla aia era, trebuia să fie un tip de sticlă, trebuia să fie sticlă neagră. Așa că am avut sticla aia prop, am umplut-o cu, ce am apucat-o, cu vin, da, cred că am umplut-o cu un vin stricat, fermentase vinul acolo și... Cognac. Și a trebuit să repetăm pentru scena în care sparg sticla. Și am pus sticla pe o bancă, era ceva de lemn înăuntru unui cămin, da, pe o bancă de lemn, și am apucat să văd persoana care ne-a oferit ajutorul, că a făcut fix, a apucat să facă doar atât. Deci asta a fost reacția lui și după am auzit, bang, s-a spart sticla acolo. Persoana respectivă trebuia să conducă următoarea zi și trebuia să doarmă și în cabana aia în care am spart eu sticla de vin fermentat. Și puțin nu mai avea vin fermentat acolo. Da, pățani, se mai întâmplă și de-astea. Ah, și am ajuns prin Bacău. Bine, de fapt, nici măcar la Bacău. Undeva prin Odobești, să căutăm la ora 1 noaptea sticlă neagră. Și am găsit. Mai târziu de unul. Ah, dacă ne-am întors de la scena cu pădurea. De ce trebuia sticla să fie neagră? Sticla trebuia să fie neagră ca să nu se vadă că e sticlă modernă. Pentru că mă gândeam eu pe atunci că sticla era puțin mai chisă la culoare și arată mai frumos pe cameră o sticlă neagră spartă. Bine, sticla brună. Deci tot din cauza ta. Tot din cauza mea. Tu de unde? Eu îi chinui. Am înțeles. Bun. Adică programul a fost cum am ajuns în Bacău pe la 11 noapte sau cu 12 noapte. 12 jumate noapte am plecat direct la filmări, am filmat o scenă în pădure, scena cu felinarul când alergă, în care era să dăm foc la pădure. Era să dăm foc la pădure, dar s-a rezolvat. Avem extintor la noi. Da, manual. În orice caz, iar apoi am trecut la altă scenă și toată noaptea aceea am făcut o albă. Următoarea zi am filmat în continuare și programul în general a fost cam non-stop, să spun sincer. Fiecare eram foarte obosiți, mai erau certuri în echipă, la fel, asta e și o provocare de zilnică. Mă, v-ați bătut sau nu? V-ați aruncat cu ceva? Aproape. Nu, până acolo nu. Că actorii aveau nevoie de fețele intacte și... Asta ne-a oprit. Trebuia să-i conserv pentru scenă. Dar după scenă, mai conta. În orice caz... Cea mai mare provocare pe platou de filmare este munca în echipă, certurile. Întotdeauna într-o echipă mai apar niște neînțelegeri. Dar important este să urmărim scopul și să continuăm treaba. Și vrea cineva să-mi zic o neînțelegere cu el? Că el vă că le minimalizează așa. Nimeni n-are curajul. Toată lumea are, dar durează prea mult, stă până mâine. Ia spune-mi cum te-ai înțeles cu mine ca actor-regizor, așa, cum a fost relația? Da, a fost o relație ok. În fine. Nu, a fost în regulă, adică ne-am înțeles mai bine decât anii trecuți, pentru că anii trecuți nu eram așa de serios, adică nu îmi dădusem chiar atât de mult interesul. În schimb, anul ăsta s-a schimbat, am zis să schimb ceva la mine și să mă implic, pentru că chiar îmi doream să continui să fac parte din proiect. E destul de important că am ajuns așa departe și ne înțelegem bine, pentru că avem destul de mult timp împreună, adică aveți o comunitate foarte mișto, nu? Voi la liceu, separată de restul, mai ales că aici vreau să ajung. V-ați apropiat mai tare de cărți de când faceți de 3 ani chestia asta? Le vedeți altfel? Sau, nu știu, când le citiți, discutați între voi, bă, uite, dacă ar fi să facem un trailer la cartea asta, ia uite o scenă mișto, faceți chestiile astea între voi? Sunt anumite cărți pe care le vedem diferit, deoarece la fiecare ediție Buvi s-a schimbat subiectul cărților.
Și în 3 ani, na, citești 3 cărți care au stiluri diferite, merg pe alt fir narrativ și... Da. În fine, mai multe cărți, dar mă refer strict la, da, la, la concurs, da, la ce, concurs, la ce ți se oferă în concurs. Și privești cărțile altfel pentru că cărțile de la Buvi trebuie să înțelese. Adică trebuie să le citești în așa fel încât să înțelegi cartea și să poți să realizezi... În general cărțile trebuie să înțelese. Da, corect, în general, nu doar la Buvi. Doar că la Buvi se recomandă o patenție sporită. Adică la limba română, la BAC, la asta, de încolo, că scrie în comentariile alea, că eu așa văd. Dar la Buvi chiar trebuie să le înțelegi, adică nu e... Noi aici nu avem comentarii de... La Buvi, fără înțelegerea cărții, apare un trailer care este pur și simplu povestirea cărții. Noi dacă nu înțelegeam ideea cărții, atmosfera cărții, mesajul cărții, n-am fi putut metaforiza acest lucru în film. Evident, evident. Și, bun, sunt curios. Și domnul de la montaj citește cartea și vine cu idei de insight pe partea de editare? Am citit cam până la pagina 200 online, n-am cumpărat cartea, dar am înțeles scopul ei și mai mult de atât nu prea am avut ce să fac. Că mai mult vin idei din alte părți, cel mai mult de la regizor, cum vrea el să fie montat filmul, dar el, la rândul lui, mă lasă să-mi folosesc eu creativitatea și cum mi-ar plăcea mie să montez. Ce regizor bun! Da, foarte! Haideți să punem... dacă nu mă înșel, primul cu care ați participat, de la, ăla e mai emoțional, cu răpirea, cu... De anul trecut? Ok, hai să-l punem pe ăla de anul trecut. Pe ce carte? A fost, trailerul de anul trecut a fost realizat pe cartea Splendida cetatea ce dormie de sori, care este despre viața unei femei în Afganistan. Vă avertizez că urmează niște imagini care vă pot afecta emoțional. Așa, iar cu spânzurat. Haramimică și nenorocită! Cum îndrăznești să mă părăsești în halul ăsta? Crezi că te va vedea ca pe fata lui? Că te va primi în casă? Mariam, nu mă părăsi! Mariam, o să mor dacă plegi! Mariam, o să mor! Vreau să-l văd pe Jalil Khan. Sunt Mariam, fiica lui. Lăsați-mă să intru! Lăsați-mă să intru! Mariam Jean! Poftim, Benutine. Îți place? E frumoasă.
رد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم نسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا جم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بنا تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم Mulțumim, mulțumim. Imaginea cu spânzurații, văd că se repetă. Da, da, da. Cam aproape în fiecare film spânzurăm pe cineva. Deja este obișnuință. Și dacă o să scadă o carte, nu știu, într-un proiect viitor și nu poți să spânzuri pe nimeni, ce faci? Spânzurăm pe cineva. Bădăm unii cumva. Am înțeles. Metaforizăm, că este o spânzurătoare. Regizorul tău preferat fiind? Quentin Tarantino. După cum puteți observa. Am înțeles. Și aici, la fel. De unde? Mașină, motocicletă, arme, de unde? Mitralierele alea erau fake? Nu, da. For the record, da, erau fake. Mașina era... Bine, de mașină faci jurăs, dar nu e... Apărul lui mamei mele. Okay. Motocicleta era a mea, iar... Da, cum spuneam, armele erau din colecția mea de arme de airsoft, de panoplie. Dacă aveți... Asta, ce premiu ați luat pentru asta? Am luat premiul întâi pe carte. Ce înseamnă premiul întâi pe carte? Pentru fiecare carte există 3 premii și 10 mențiuni. Nu pe această carte am câștigat premiul întâi. Adică cel mai bun trailer de la această carte. Da, deci au fost mai multe pe cartea... Da, au fost multe echipe pe fiecare carte și am câștigat, ne-am făcut cel mai bun trailer pe această carte. Cam... Anul acesta am câștigat premiul pentru cel mai bun trailer în general. De peste toate, da, marele... Marele premiu. În general, câte licee sau câte echipe participă? Echipe, nu știu exact să zic, dar spre... Sau câte trailere? Spre 6.000 de oameni participă la concurs. 7.000? 7.000. 7.000 de oameni la Buvi? 7.000 și ceva. 7.000 și ce... Ui, și cam câte trailere de carte? Aveți... 7.000 cât? 7.200 ceva genul participă. 500 de echipe? Din toată țara. Mai multe. Păi 7.200 împărțit la... 12 sau... 11. Dar sunt multe echipe în care sunt mai puțin de 11. Sunt chiar și 8 sau 7, 10 oameni. Variază. Minimul de oameni se pare că era de 6. Așa era, parcă. Și aveți deja și voi o altă echipă cu care v-ați creat vreo râcă, vreo... Da, dar nu pot să deschid acest subiect. Nu pot să deschid. Păi nu le da numele, dar... Da, evident. V-ați pus piedici pe acolo. Avem și concurență, evident. Oameni care ne poartă ranchiună. Dar am decis să din București sau nu, din țară. A, că era... Dar în loc să îi sabotăm, am decis să îi depășim prin talent și muncă. Ei au încercat să ne saboteze, dar la fel discut subiectul ăsta. Ce înseamnă au încercat? Nu, te rog, explică ce înseamnă au încercat să vă saboteze, adică nu dai nume, nu dai nimic. Păi mesaje pe Instagram în care trăgeau de limbă foști membri sau membri actuali, de conturi false. Ce mai făcut? Că tu cum menegerezi cu asta? Conturi false ca să ce? Conturi false ca să afli informații despre cât suntem în echipă, ce facem, ce idee avem la acea carte. De multe ori am plecat pe aceeași carte. Mi se pare că... Ne-au făcut și o propunere de colaborare cu care să venim noi cu 75% și ei cu 25%. Da, stai un pic, premiile astea sunt în bani?
Da. Da. Era un proiect în afara Buvii, adică cererea asta de colaborare a fost făcută în afara Buvii. Ca să înțeleg noi miza, adică în afară de orgoliu. Miza principală pentru ei, eu cred că este orgoliu, părerea mea. Pentru că, bine, într-o ediție Buvii, am luat noi premiul, nu pot să zic el, am luat un premiu mai sus decât ei pe aceeași carte. Și în acest motiv a pornit acest lucru. Această ranchiună. Da, nu, nu contează ce an. Nu, no, cred că se prinde. Deci aveți, mă, și aici, uite-te. Dușmanii sunt peste tot. Dacă aveți întrebări pentru ei, dacă nu aveți întrebări pentru ei, eu le mulțumesc încă o dată că au venit. Urmăriți Arcadia Studios pe YouTube, hai, bagă-ne toate reclamele. Și acum să începem cu reclama. Vă rugăm să intrați pe YouTube și să vă uitați și la celelalte producții pe care le-am postat și mai urmează toate multe. Da, toate sunt pe tema unei cărți. Urmează să postăm și trailerul acesta, să-l postăm oficial, cel pe care l-ați văzut. Și încă un scurtmetraj, două, trei scurtmetraje urmează să postăm. Și dacă ați putea, vă rugăm să vă și abonați. Este greu. Câți abonați aveți acum? Avem 232 de abonați, iar la ultimul clip postat avem 25.000 de vizualizări. 25.000. Nu e rău deloc. Abonații nu prea reflectă traficul de pe canal, dar încercăm să creștem și în abonați. E, păi de-abia acum, doamne, sunteți încă la liceu. Adică tu de-abia ai terminat. Mai a terminat cineva? Sunteți a 12-a? O parte. Vă mulțumesc foarte mult. Asta Arcadia Studios, marele premiu Buvii pentru trailer de carte. Mulțumim Cărturești pentru ideea asta de a chema cât mai mulți tineri, mai ales la festivalul IAI. Eu am fost Andrei Ruse, scriitor și mândru membru ZAFET. Mulțumim pentru atenție, mulțumim că ne-ați ascultat și ne urmăriți-ne pe YouTube în continuare. Noi vom continua.